Bucurie mare în comuna Șovarna în prima zi de Paște, la inițiativa primarului comunei Prundeanu Mica Constantin. În colaborare cu preotul Dobrescu Adrian a fost realizată slujba de sfințire a unei troițe. La eveniment, pe lângă oficialitățile locale, au fost prezenți 10 de cetățeni. Pentru că plânsele zmântători să fie bunul și viitorul de oameni, Dumnezeu nostru, când depășește între toată lumea care se pune. Sfințirea unei troițe este un moment important în viața comunității. De obicei, sfințirile se oficiază la ora prânzului, sâmbăta, duminica sau într-o zi de sărbătoare, de preotul satului sau de un sobor de preoți. În momentul sfințirii are loc stabilirea hramului troiței, ales de ctitor, care se sărbătorește anual. Asta s-a întâmplat și în comuna Șovarna, unde credincioșii au venit cu micul mare, atât cu preparate specifice sărbătorilor pascale, cât și cu colaci pentru a sărbători această zi importantă pentru comunitatea lor. Cu binecuvântarea preotului Dobrescu Adrian, slujba de sfințire a troiței a fost oficiată după Sfânta Liturghie, în prezența enoriașilor și a altor credincioși veniți din satele învecinate, precum și a reprezentanților autorităților locale. Primarul comunei Șovarna, Prundeanu Mica Constantin, a fost mereu un om implicat în comunitate, fapt atestat și prin longevitatea funcției pe care o ocupă de extrem de mult timp. Prezent la eveniment, acesta s-a declarat impresionat de dragostea față de Dumnezeu a credincioșilor din comuna Șovarna, aceștia fiind prezenți într-un număr foarte mare. Troițele au îmbrăcat, pe lângă rolul social-religios și un pronunțat caracter utilitar, fiind folosite ca punct de referință în orientare, intrând în toponomia locului, fiind situate pe marginea drumurilor, ele marchează și astăzi vechile drumuri dispărute.